Bun. Tu cine, ce faci? Ai mâncat tot? Da. Bravo, ia, ai făcut mușchi. Așa, da, mă, se vede, mă, că mănânci cu cine. În comuna Constanțeana Amzacea, de luni până vineri, aproape 50 de copii primesc o masă caldă la prânz. Jumătate din ei sunt creștini, iar jumătate sunt musulmani. Dar toți au parte de o bucată de pâine și de un sfat de la părintele Viorel Dădârlad, pentru că preotul nu ține cont de religia celor care îi cer de mâncare. Acolo nu mai mâncați? Nu facem nicio deosebire, nici măcar nu facem, ca să spun așa, o anchetă socială. Pentru că este logic un copil care vine acolo din proprie inițiativă să mănânce, vine pentru că este foame. Dacă e să ne numim cu adevărat creștini, trebuie să avem în minte și în suflet spusele Mântuitorului atunci când a fost întrebat de ucenicii săi și cine este aproapele meu. Iar Mântuitorul îi răspunde, un om oarecare. Preotul a reușit să convingă un om de afaceri italian care investește în zonă să-l ajute la ridicarea unei cantine sociale. Timp de 9 ani, peste 40 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 16 ani au primit la prânz două feluri de mâncare caldă. Astăzi, de exemplu, au ciorbă de perișoare la felul întâi și friptură de pui cu piure de cartofi și salată de varză. Să amestec eu perișoarele astea în ciorbă. Să le amestec așa. E pentru meniu de azi? Da. Ciorbă de perișoare. Așa. Dreasă cu ouă și cu smântână. Preotul nu ar reuși să facă față solicitărilor dacă nu ar fi ajutat de o localnică. Elena Onica este cea care gătește și are grijă de copii încă de la înființarea cantinei. Cam în trei serii vin ei, cum iese de la școală. Unii iese la 10, unii la 11, unii la 2. Așa că eu până la 3, 3 și jumătate sunt aici în fiecare zi. Câte porții ați făcut astăzi? În jur de 40. Da, poate din 40, poate nu din 40, dar bine să rămână decât să ne ajungă. Cheltuiala este considerabilă pentru un sat sărac în care nu trăiesc mai mult de 600 de suflete. În fiecare lună, preotul trebuie să adune 3500 de lei numai pentru mâncare și doar o mică parte din bani vin de la primăria din localitate. Faima i s-a dus până departe și oamenii au început să vină la el să îl întrebe cum îl pot ajuta. E ideea domnului preot și e foarte bine. Sunt mulți amărâți aici care n-au servici, nu le place să muncească părinții. Vai de, nu mai zică. Copiii cum ies de la școală, direct acolo se duc. Le dă felul întâi, felul doi, desert. Cantina părintelui Dădârlad, care așează creștini și musulmani la aceeași masă, n-a fost ușor de ridicat, dar a reușit. Nu cu ajutorul oamenilor înstăriți, care doar au făcut promisiuni, ci primind de la mulți câte puțin. Mare parte din investiție a fost suportată din propriul buzunar. Viorel Dădârlad a considerat că misiunea unui preot nu se oprește în altar și s-a gândit să vină în mijlocul comunității să îi ajute pe copiii sărmani. Pentru comunitatea lui, el este un erou.